talentată și invidiată de foarte multe femei, Antonia trăiește, de mai multă vreme, o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex Velea. Bineînțeles, cei care urmăresc toate detaliile picante ale showbizului autohton doresc să afle cât mai multe informații din intimitatea artiștilor, iar atunci când în centrul atenției se află Antonia, tensiunea crește direct proporțional cu frumusețea ei. Recent, în cadrul unui interviu, artista a oferit detalii din viața intimă și a precizat că nu folosește jucătorii sexuale. De asemenea, nu are nici fantezii ciudate. Noi facem dragoste pe muzică metalică. Glumesc. Pe sun, mai degrabă în zona asta, pentru că eu am pierce un punct, trei puncti. Pe scurcuri. Nu prea am folosit la viața mea, ne pun cred, jucării sexuale. Nu prea am experimentat cu multe. Probabil după ce am născut și trebuie să aștept, cred că vreo lună, o lună și ceva. Nu, știți când? Când am venit din America și nu aveam relație, atunci cred că am stat vreun an sau doi ani fără să fac sex. Da, de animal, ne.red, scoate sunete când are orgasm. Nu am nicio fantezie ciudată. Nici nu știu dacă îmi doresc fantezii ciudate, virgulă, mărturisește Antonia. Prima dată când am făcut-o a fost nașpa. Antonia a vorbit și despre prima experiență sexuală, pe care a avut-o când încă era la liceu. Prima dată când am făcut-o a fost nașpa, cu prima mea dragoste. Îmi ziceam, de ce face lumea asta? Gen, te doare, de ce vrei să faci asta? Nu, n-a fost ok, 16 ani aveam, nu știu cum o să vadă lumea asta. S-a întâmplat cu prima mea dragoste, cu băiatul cu care am stat tot liceul meu, timp de 4 ani. S-a întâmplat în sufrageria lui. Nu e nimic picant. Îmi place deasupra. Îmi displace un bărbat care se gândește numai la plăcerea lui, care nu mă vede, virgulă, a mai spus Antonia.